vedere, asta veți vedea niște mașinuțe care se mișcă și toată lumea a văzut mașinuțe cu telecomandă. De ce e robot? Pentru că este făcut cu ajutorul unui microcontroler, program. Și el, acest robot sau această mașinuță, cum doriți să-i spuneți, va reacționa conform programului pe care l-are introdus în memorie. Este vorba de platforma Arduino, foarte agreată de elevi, care poate fi cunoștință destul de reduse, programată, ca să facă anumite operații. În cazul acesta, aplicația practică fiind aceea de a dirija funcționarea acestor mașinuțe. Există două categorii de roboți sau mașinuțe. Prima categorie, sunt două și le veți vedea, sunt autonome, în sensul că le vom porni, le vom lăsa în acel țar. Au fost concepute în așa fel încât senzorul acesta ultrasonic din față simte apropierea unui obstacol, dar numai când este frontal. Și o să vedeți, n-am avut timp să dezvoltăm foarte mult, timp a fost scurt, puteam folosi mai mult senzor și lucrurile mergeau mai bine. Dar atunci când simte un obstacol frontal, se dă puțin în spate, schimbă direcția și încearcă o altă, un alt traseu de parcurs. Sunt doi astfel de roboți care se vor mișca autonom, dar partea care mi se pare mie mai interesantă este aceasta. Au și acest senzor ca să nu se tamponeze frontal. Am văzut că mai nou și la mașini se pun ca să se evite accidentele frontale. Am pus și noi. Și se comandă cu ajutorul Bluetooth. Am conceput și un program care dirijează acest procesor de la Arduino. Practic dirijează mașinuța. Probabil că să vedeți anumite stângăcii. N-am avut timp să devenim șoferi profesioniști. Timpul a fost mai mult rezervat pentru construcție. Apoi, dacă veți vedea cumva că vreun astfel de roboțel nu funcționează tot mai bine, se întâmplă și la case mai mari, este ceea ce am reușit să punem la punct într-un timp atât de scurt, ca să putem să prezentăm astăzi, care era data în care trebuia să aibă loc această acțiune. Le doresc succes copiilor și cred că putem începe. Da? O să încercăm și pe cel de-al doilea, te rog să-l scoți. Să vedem. Programele lor de funcționare sunt puțin diferite. Poate vedeți o reacție puțin diferită a celei de-a doua mașinuțe față de prima, pentru că sunt mici diferențe între programele lor de funcționare. Cred că ne-am dat seama cam despre ce este vorba și până aici, sigur, cu micile stângăcii, cred că putem să ne oprim ca să trecem la etapa cealaltă care probabil este foarte mai interesantă. Bun. În momentul acesta este conectat. Care din voi începe să manevreze? Atenție, nu atins zona asta, își reamintesc. În momentul acesta răspunde acelor comenzi primite prin intermediul telefonului de la dispozitivul Bluetooth. Puteți să schimbați, să dai telefonul altui coechipier. Acum, după cât de
bine reușesc ei să numească, unii vor face poate un traseu mai complex sau mai simplu. S-a blocat. Avem o problemă de soft. O să încerc să vă dau telefonul meu care este pregătit pentru toate. Dă-i pe telefonul lui Răzvan. Eventual să mergi spre cutia aceea, să vedem dacă funcționează senzorul de proximitate, senzorul ultrasonic. Este programat ca undeva pe la 25 de centimetri față de obstacol să se oprească. Bun, puteți schimba, mai este cineva din echipă care nu a utilizat. Sergei, se pare că tu ești un pic mai dinamist. Că mi s-o broca și mie. Ok. Trecem la echipa următoare. Puneți, vă rog, de parte mașina aceasta, acolo. În spate. Nu, nu, în spate, acolo, de la celelalte. Deci cele care și-au făcut... Thank you.
Nu am dat. S-a blocat? Nu. Comandă tuturor. Poi comprobăm. Așa, să vedem. Ia cutia ca să vadă. Foarte important, deoarece
Întotdeauna echipa este formată de către cadre didactice, elevi, părinți și sigur că da, presa de ajutor. Felicitări! Eu atât. Am rămas fără cuvinte. Felicitări! La proiect și cum să-l dezvoltăm mai departe. Tudor? Să vă mulțumesc.